cred că gestionarea emoțiilor, fiindcă eu sunt un om mai emotiv așa, mă consum foarte tare, pun suflet, plâng, mă supăr, mă enervez, dar tocmai pot să duc, chiar dacă sunt așa, și vreau și cu experiența asta să scap de chestia asta, că nu mai suport așa, că mă consum prea mult, vreau să iau lucrurile mai detașat, să iau viața mai ușor. Sincer, să o iau razna. La mine astea două variante sunt. Ori e stang de om, ori cred că o iau razna, efectiv. Familia, clar, eu sunt foarte atașată de familia mea, mamă, tată, frate, cumnată, nepoțică, sunt așa efectiv cu ei și m-au susținut atât de tare în experiența asta și știu că o să crăp acolo de dorul lor, dar tocmai o să trag și mai tare. Sunt două lucruri. În primul rând, am ajuns în sfârșit să fac ce-mi place, am avut curajul de a-mi urma visul și pentru asta trag. Și doi, familia care m-a susținut în experiența asta, trup și suflet, și pentru ei lupt acolo și vreau să-i fac mândri de mine. Sincer, pe jocul psihic, deși sunt eu mai emotiv așa și mai văd și câte o lacrimă, mai am cap uneori, dar am trecut prin foarte multe lucruri și chiar dacă sunt așa, mai copil, o fire mai sensibilă, pot să duc foarte mult. Așa că pe asta mă bazez. Survivor România, un nou sezon.